decât să invit pe scena virtuală colegii de la Event Mix. Laurențiu, Elena, aveți legătura. Bună! Bună, bună tuturor! Bine v-am găsit! Natalia, Gabriela, mulțumim foarte mult de suport și de organizarea acestui eveniment. Noi la Event Mix am dezvoltat în ultimii 2 ani de zile o platformă destul de cuprinzătoare care are foarte, foarte multe lucruri integrate în ea. Platforma este o platformă dedicată sistemului desktop și permite organizarea de evenimente, după cum spunea și Natalia și ne-a făcut frumoasa prezentare mai devreme. Din ceea ce ați auzit deja, puteți organizați conferințe, webinarii sau chiar training-uri. Am văzut că există și posibilitatea în această audiență să fie și școli care ar putea să o utilizeze pentru diversele training-uri pe care ar putea să le facă fie în cadru intern cu profesorii, fie de la ei către studenți sau elevi. Mai mult decât atât, noi dorim să ajutăm mediul din România înspre a se dezvolta și în special partea aceasta de ONG-uri, pentru că considerăm că e important ca vocea lor să se facă auzită și consider că prin mediul digital pot să participe mult mai mulți oameni în același timp la o întâlnire. Și prin acest lucru să ajutăm aceste ONG-uri ca mesajul lor să poată fi transmis mai departe către publicul potrivit. Astăzi, împreună cu Elena, o să facem un scurt demo al platformei. Acesta o să dureze în jur de 30 de minute, urmând ca ulterior să ne adresați întrebările pe care le aveți. Prin urmare, v-aș invita, dacă ești Natalia de acord, ca în momentul în care aveți o întrebare, să o adresați în chat, astfel încât să nu uitați de ea, iar la final, noi vom răspunde tuturor întrebărilor, astfel încât, în urma acestei întâlniri, ceea ce îmi doresc e ca voi să aflați de noi, să vă dați seama cât de util poate fi Event Mix în munca pe care o faceți și să-l utilizați. Prin urmare, cu mare drag, adresați-ne întrebările pe care le aveți. Elena, vă cedez ție legătura pentru demo. Da, mulțumesc frumos, mulțumim frumos fetelor de prezentare. Eu sunt Elena, reprezint echipa Event Mix, după cum o spuneam și după cum o spuneam și fetele și Laurențiu, și o să fac un share screen să vă arătăm ce funcționalități vă poate oferi Event Mix. Să-mi spuneți, vă rog, dacă vă apare share screen-ul. Apare, Elena. Ok. Bun. Ca să mergem foarte, foarte repede și să trecem pe toate funcționalitățile, o să încerc să fiu cât mai subțintă și să pun accent pe toate funcționalitățile importante de care avem nevoie pentru organizarea unui eveniment digital. Practic, platforma noastră vă oferă posibilitatea să creați un site de eveniment în format digital, site de eveniment pe care voi ulterior îl puteți personaliza cu identitatea ONG-ului vostru sau a companiei voastre. Practic, ce se întâmplă? Că tu îți poți crea un site de eveniment sub identitatea ta, cu logo-ul tău, cu o descriere a evenimentului pe care urmează să îl organizezi, perioada evenimentului pe care urmează să îl organizezi și, bineînțeles, posibilitatea ca tu să îți adaugi evenimentul în calendar. Deci dacă ești participant și ajungi aici și vrei să primești un reminder înainte de eveniment, îți adaugi evenimentul în calendar și vei primi un reminder înainte de eveniment. Dacă mergem mai jos, următoarea secțiune pe care platforma o poate da, ar fi o descriere a evenimentului, descriere pe care o puteți customiza și personaliza în funcție de ce anume vreți să subliniați voi la evenimentul vostru, care poate fi ca și caracter nelimitat, adică puteți adăuga câtă descriere doriți dumneavoastră despre eveniment. O altă funcționalitate pe care platforma vă oferă, dacă, nu știu, de exemplu, aveți un speaker care urmează să vină la evenimentul vostru și are un impact mai mare către audiența voastră, putem să adăugăm o secțiune sub forma aceasta, sub formă de letter, așa o numim noi, unde putem adăuga o descriere a speakerului respectiv sau și site-ul speakerului respectiv, dacă are, nu știu, are un blog sau are un site al lui dedicat. Deci putem să adăugăm cumva descriere despre el. Dacă nu va fi un speaker care va fi de renumă, nu știu, va fi un subiect pe care vreți să-l dezbateți și vreți să subliniați câteva chestii importante, le putem adăuga sub forma aceasta. Platforma, bineînțeles, vă oferă și posibilitatea să vă adăugați o agendă
un schedule. Agenda poate fi sub forma adăugată sub forma aceasta. Practic, ce se întâmplă este că tu vei avea o agendă la eveniment și o vei putea afișa în pagina evenimentului cu descrierea ei. Nu știu, eu am dat aici un exemplu pe un alt eveniment de-al ONG-ului Fobine și am setat sesiuni, nu știu, începând de la ora 2, avem povestea Asociației Plan Transilvan cu speakerii Ioana Săbău și Maria Dutuman și, bineînțeles, dacă doriți, puteți să adăugați și o descriere sub această sesiune. Fiecare sesiune se poate adăuga în calendar, deci fie că dacă vă interesează, nu știu, dau un exemplu, o sesiune de la ora 15:30, puteți să o adăugați doar pe aceasta în calendar și veți primi reminder doar pentru această sesiune. Sesiunile se pot adăuga în mod concurent, pot fi în paralel, dacă, nu știu, dacă aveți două săli de unde transmiteți, putem să le adăugăm și pe acelea în paralel. Mergând mai departe, o secțiune importantă de care vă ziceam cumva și la început, e secțiunea aceasta de speakeri, unde practic ce putem să facem este să adăugăm speakerii cu o poză a lor și, bineînțeles, o descriere, dacă aveți și doriți să o adăugați. Practic, ce se întâmplă, tu adaugi o descriere, un short bio al speakerului respectiv sau un long bio, o să fac click să vă arăt efectiv ce se întâmplă. Deci dacă venim și facem click pe speakerul Ioana Sabău, practic avem o descriere a ei, ce face ea și unde activează. Inclusiv putem să le adăugăm link-uri de social media, nu știu, pagina de Facebook, de LinkedIn și așa mai departe. Pentru fiecare speaker în parte putem să facem aceste setări. Mergând mai departe, după secțiunea de sponsori, avem o secțiune dedicată pentru sponsori. După secțiunea de speaker avem o secțiune dedicată pentru sponsori. Sponsorii îi putem adăuga cu logo. Nu știu, dacă aveți sponsori care sunt mai importanți la evenimentul vostru, inclusiv îi putem adăuga pe categorie. Deci dacă vreți să scoateți în față Coca-Cola, putem adăuga categoria, nu știu, premium și putem așeza în pagina evenimentului pe categorie. Eu i-am lăsat momentan sub forma aceasta. Odată ce faci click pe logo-ul sponsorului, te redirecționează către site-ul lui. Și o secțiune de contact. Dacă vreți să vă adăugați datele voastre de contact în pagina evenimentului, se poate face și această setare. Pe lângă toate secțiunile pe care vi le-am prezentat despre agenda, speaker și sponsori, putem să adăugăm, bineînțeles, orice altă secțiune doriți voi în plus. Toate acestea sunt customizabile și se pot adăuga din pagina de administrare a platformei noastre. Pe partea din dreapta, după cum puteți vedea, avem cumva posibilitatea să vindem bilete și servicii sub diferite tipuri de bilete. Și bineînțeles că am încercat să customizez puțin și ticket box-ul ăsta, așa numim noi în engleză, să îl definim cu detalii despre ce anume dorim să vindem. Și bineînțeles, dacă doriți să puneți un video de prezentare, se poate pune și acest video de prezentare. Nu știu, dacă aveți un scurt video despre ce urmează să se întâmple la eveniment sau un scurt video despre un anumit speaker care vine la eveniment, îl putem adăuga și acesta pe partea asta de customizare a ticket box-ului. Biletele pot fi, bineînțeles, adăugate sub diferite forme. Eu am setat 3 tipuri de bilete ca să vă trec cumva prin tot procesul acesta de înregistrare și de achiziție de bilet. Practic, ne putem înregistra la eveniment gratuit, adică nu plătim nimic. Ne putem lua bilet, dacă aveți bilet pus în vânzare la evenimentul vostru. Deci, practic, cine vine și se înregistrează la eveniment va trebui să plătească suma de 25 de lei. Sau, de exemplu, poți să creezi doar un bilet de genul cumpără de la un ONG. Și ce se întâmplă? Ei ajung, își cumpără biletul și ajung cumva pe pagina voastră și pot să facă achiziția. Eu o să încerc să trec prin fiecare ca să vă arăt exact cum se întâmplă. Spre exemplu, să zicem că avem doar acces gratuit. Selectez tipul de bilet, fac click pe butonul Registrează-te acum și practic ce se întâmplă e pur și simplu o înregistrare pe care o faci pe oricare alt site cu nume și prenume, cu o adresă de e-mail. O să fac o adresă dummy. Bun. Și o parolă. Parolă, bineînțeles, pe care o dorești. Deci ai un nume, ai o adresă de e-mail, selectezi tipul de bilet pe care tu vrei să-l achiziționezi și faci click pe continuu. Deci acest tip de bilet practic mi oferă accesul gratuit din perspectiva participantului. Deci eu vin, îl selectez și e gratuit. Din perspectiva organizatorului, de exemplu, dacă voi vreți
voi, în calitate de ONG, vreți să lăsați pe participantul care ajunge la evenimentul vostru să doneze dacă dorește, îi dăm acces gratuit, dar ce se întâmplă? La pasul următor, practic, el își poate selecta dacă dorește să doneze. Și atunci ajunge aici, selectează tipul de donație și merge înainte. Și ce se întâmplă e că voi încasați o sumă de bani pe care doriți să o puneți. Suma este pur și simplu o chestie de setare pe care voi o adăugați. Deci ei vin, plătesc, la următorul plaț își introduc datele cardului, numele, iar la final ei primesc pe adresa de e-mail cu care s-au înregistrat, primesc un receipt cu dovada că ei au plătit într-un cont concret și corect. Iar voi, la rândul vostru, o să puteți să vedeți efectiv cine a donat și suma finală a donației. Asta e un tip de bilet cu acces gratuit. Următorul tip de bilet, practic, ar fi cel în care tu ajungi aici, în pagina evenimentului, vrei să participi la eveniment și trebuie să cumperi biletul și atunci îți selectezi tipul de bilet pe care, cel cu 25 de lei, faci click pe Buy Ticket și te pune automat să... Deci, practic, e același flow, doar că aici plătești, în primul pas plătești, faci plata biletului, fără să ai acces gratuit și să ai opțiunea să poți dona dacă dorești. După care, următorul tip de bilet, cumpără de la ONG, un serviciu, un produs și așa mai departe, o să vă arăt și acesta cum funcționează. Practic, aici este un tip de bilet pe care îl putem adăuga dacă nu vrei să facă plata aici, în pagina evenimentului și vrei să-l aduci la tine pe site-ul tău. Și atunci ce se întâmplă? Creezi un tip de bilet sub forma aceasta, cumpără de la un ONG sau poți să-i pui orice altă denumire vrei tu, faci click pe Buy Ticket, îți completezi la fel datele tale. Să facem din nou procesul de înregistrare ca să vă arăt exact unde ajunge participantul. Deci îți introduci nume, prenume, adrese de e-mail și o parolă. După care, la pasul următor, dacă faci continuă, teoretic ar trebui să mă redirecționeze către site-ul pe care eu l-am setat în setarea biletului nostru. Și m-a adus fix pe site-ul Pe Bine, de unde eu practic o să-mi aleg ce anume vreau să cumpăr. Deci cumva aceste trei tipuri de bilete se pot adăuga prin platforma noastră. O să merg un pic înapoi în pagina evenimentului ca să mergem mai departe. Deci practic astea sunt funcționalitățile pe care platforma ne le oferă din punct de vedere ticketing. Eu o să intru direct în pagina evenimentului pentru că am deja un cont creat. De exemplu, o chestie care e mai importantă, dacă te înregistrezi la eveniment, nu știu, mă înregistrez acum și mai vreau să intru peste 5 zile și nu mai îmi știu parola, ce puteți să faceți? Să vă înregistrați sub formă, îți introduci parola și pur și simplu autentificați-vă cu link-ul trimis la adresa dumneavoastră. Faceți click aici, fără să completați parola, și pe invitația pe care o primiți pe mail, faceți click pe ea și vă logați automat în pagina evenimentului, fără să trebuiască să vă setați parola. Deci vă puteți înregistra doar cu adresa de e-mail. Asta este foarte important. Bun, practic, după ce ți-ai cumpărat... Un moment. Te rog. O să-i mulțumim lui Ovidiu pentru întrebare, pentru că a adresat fix această întrebare mai devreme. Da, scuze, eram prins aici în... Tocmai de aceea, să-ți dau mâna de ajutor și să ne mulțumim și să-l rugăm mai departe, dacă are întrebări, să ne le adreseze. Mersi. Uh-huh. Da, cu drag. Deci, da, Ovidiu se poate loga doar cu adresa de e-mail fără să-și completeze parola. Bun, mulțumesc, Laurențiu. Când mai apar așa întrebări, o să vă rog să mă întrebați. Am două monitoare și momentan stau pe monitor unde facem prezentare. Ok. Practic, după ce ți-ai cumpărat biletul, te-ai înregistrat la eveniment, urmează cumva hall-ul, adică un lobby, așa îi zicem noi. Ai intrat în eveniment propriu-zis, unde, practic, poți interacționa cu participanții de la evenimentul tău sub formă de text, în secțiunea aceasta de chat. Poți să vezi, efectiv, persoanele care se află în momentul acela pe pagina evenimentului tău. Ai o secțiune de Q&A, dacă vrei să-i pui întrebări organizatorului evenimentului sau dacă vrei să pui o întrebare speakerului. Acum vorbesc din perspectiva participantului, deci eu sunt participant la eveniment.
Iar din perspectiva organizatorului evenimentului, adică din perspectiva voastră, dacă vreți să adresați întrebări și participanții să vă răspundă, se pot adresa sub secțiunea aceasta de Q&A. Și totodată, ca și organizator de evenimente, poți crea polls, poți crea sondaje în pagina evenimentului. Nu știu, dacă vrei să întrebi în ce industrie activează, pur și simplu ei vin, votează și votul este anonim, dar se afișează sub formă procentuală. Deci avem și posibilitatea să creăm sondaje. Pe partea din stânga avem secțiunea de Live Now, unde practic aici se întâmplă propriu-zis evenimentul live. Dacă în trecut, nu știu, evenimentul făceați în 3 săli pe diferite subiecte și cu diferiți speakeri, acum practic îl putem transmite în format online folosind platforma noastră. După cum puteți vedea, avem două scene care rulează în paralel. Practic aici pe main stage avem o sesiune despre povestea Asociației Client Transilvan, iar pe second stage, practic, avem o sesiune de discuții. Cele două categorii de video pe care noi le putem rula pot fi live, cum este pe main stage, da? Deci aici este o sesiune live. Dacă o să fac click pe sesiune, practic o să mi se deschidă video, adică o să mi se deschidă sesiunea de live care se întâmplă acum, real time. Poți, bineînțeles, tu ca și participant să interacționezi la fel sub formă de chat, să le adresezi mesaje speakerilor sau poți să interacționezi cu participanții de la evenimentul tău. Poți să vezi, bineînțeles, participanții care sunt în live în momentul de față. Poți vedea pe secțiunea aceasta de users, la fel ai secțiune de Q&A și secțiune de sondaje, care cumva se replică cu ce aveam în loc, în pagina anterioară, pe secțiunea de acasă. Bun, deci asta cumva e secțiunea de live, unde practic rulează un video real-time și îl putem accesa. Dacă mă duc înapoi pe secțiunea de live now, practic, pe secțiunea aceasta de second stage, noi avem posibilitatea să uploadăm și video, adică putem să rulăm și cu un pre-record. Și o să vă explic un pic. Dacă fac click aici, practic, ce o să se întâmple? O să mi se deschide la fel un video care îmi dă senzația că se întâmplă live, dar pe care eu l-am uploadat în platformă. Adică, dacă ai un speaker care vine la evenimentul tău, dar din diferite motive nu mai poate să ajungă, ce se întâmplă e că le oferim posibilitatea speakerilor cumva să se înregistreze și să vă trimită vouă video-ul și noi să-l uploadăm în platformă și rulează în așa fel încât participanții nu își vor da seama că el nu este acolo live. Deci avem posibilitatea să uploadăm și video-uri pre-recorded, adică pre-înregistrate. Cumva, astea două categorii de video sunt pe secțiunea de Live Now și o a treia categorie de content live pe care platforma cumva îl oferă este zona de networking. Practic, ce se întâmplă aici? Știți că în trecut, când mergeam la un eveniment, ne întâlneam fizic, ne așezam la o masă de discuții și, nu știu, discutam pe diferite subiecte. Acum putem să facem treaba asta și în format online. Ce se întâmplă pe secțiunea aceasta de networking? Noi, ca și participanți, sau ca și organizatori, sau ca și speaker la eveniment, ne putem așeza la o masă de discuții să interacționăm între noi. Și putem să ne alăturăm la masă, fie că suntem fix așa cum suntem pe Zoom cu audio și cu video și ne putem vedea și interacționa, fie dacă nu dorim neapărat să ne alăturăm la masă cu cameră și cu audio, ce putem să facem e să facem click pe butonul de vizualizează, dacă cum puteți observa, Laurențiu s-a așezat aici la o masă, eu fac click pe vizualizează și ce se întâmplă, practic, eu văd ce se discută la masă, dar fără să interacționez neapărat cu cameră și cu audio. Cum pot interacționa cu Laurențiu? Nu știu, vreau să-i adresez o întrebare și o pot adresa sub formă de mesaj text în chat. Dacă la un moment dat vreau să interacționez cu el și, nu știu, vreau să intru live cu el, să discut un anumit subiect, să dezbat un anumit subiect, ce pot să fac? E să fac click pe butonul acesta de alăturați-vă la masă și odată ce am făcut click pe el, eu practic o să mă alătur. O să vă arăt efectiv cum se întâmplă. O să iau un loc cu el la masă și o să putem să discutăm despre anumite subiecte. Putem inclusiv să ne oprim sunetul, să ne oprim camera dacă nu dorim să fim cu ea. Putem să facem, bineînțeles, dacă ajută, nu știu, share screen la o prezentare și o să vă arăt eventual. Deci putem selecta fereastra, facem click și practic ce se întâmplă, îi fac share screen prezentului Laurențiu
cumva o prezentare. Asta e partea de networking. Am văzut că din ce în ce este mai util, din ce în ce mai mult se utilizează, te ajută cumva să interacționezi cu participanții de la evenimentul tău și îți dă așa o stare de bine cumva, că te face să te simți ca și la un eveniment offline. Cumva cam astea secțiunile de live, adică unde se întâmplă propriu zis evenimentul. Mai avem o secțiune care mi se pare destul de importantă, secțiunea de expo, pe care vreau să vă prezint. Secțiunea de expo, practic, este o secțiune de standuri virtuale, dacă vreți, unde voi puteți să-i creați sponsorului de la evenimentul vostru un stand virtual. Stand virtual care îl putem customiza cu o imagine, cu un logo a sponsorului, o descriere a, nu știu, produsului, serviciului pe care el vrea să-l prezinte la standul lui. Iar dacă facem click pe butonul Vezi standul, practic intri în interiorul standului, adică ești în contact direct cu sponsorul. Bineînțeles, odată ce am deschis standul, el poate rula cu un video de prezentare, nu știu cum este Coca-Cola, sau poate rula cumva cu un banner. Am văzut că se practică mai mult funcționalitatea aceasta folosind videouri, că o face cumva mai interactivă. Și bineînțeles, o poți customiza în funcție de identitatea sponsorului pe care tu vrei să-l afișezi aici. De la logo, la o descriere a standului, efectiv, pur și simplu detaliem ce vrea el să prezinte. Pe partea din dreapta, în schimb, avem un banner de prezentare. Dacă facem click pe el, putem redirecționa participantul către site-ul sponsorului și, bineînțeles, o descriere. Nu știu, dacă ai o ofertă și vrei să o scoți în față, cumva, sub forma aceasta o putem afișa în standul lui virtual. Plus că dacă, nu știu, vrei să intri în contact direct cu el, odată ce faci click aici, nu știu, am văzut acum că se practică, se setează un link de WhatsApp, vin, fac click aici și intră în contact direct cu sponsorul. Deci cumva și partea aceasta este customizabilă. Dacă nu vrei să pui link de WhatsApp, poți să pui un link către site-ul tău, un link de completare a unui formular și așa mai departe. Inclusiv oferim posibilitatea să le adăugăm link-uri de social media, de LinkedIn, Facebook, a website-ului sponsorului și așa mai departe. Pe partea aceasta de standuri virtuale, sponsorul poate interacționa cu participantul, adică Coca-Cola poate interacționa cu mine dacă vrea. Eu pot să adresez întrebări tot așa sub formă de text, el îmi poate răspunde înapoi. Putem vedea persoanele care se află în momentul acela pe standul de la Coca-Cola și, bineînțeles, dacă, nu știu, Coca-Cola vrea să prezinte un serviciu, să prezinte un produs sau orice altceva, putem încărca fișiere. Eu am încărcat un fișier formularul 230 de direcționează 2% de impozit. Ei vin aici, fac click pe el și o să le se deschidă formular. Deci toată partea asta de stand virtual este cumva customizabilă, o putem adapta în funcție de cerințele sponsorului, putem adăuga câte standuri virtuale dorim, le putem adăuga inclusiv pe categorii. Da, deci cumva cam asta e partea de... Am făcut un stand virtual și pentru EventMix. Da, CEO-ul nostru, Sergiu Biriș. Deci putem să adăugăm câte standuri virtuale, cumva asta e ideea. Și pe final, ca să facem o concluzie, cam asta e cumva e prezentarea în mare și funcționalitățile pe care platforma noastră le oferă. Dacă am un scurt rezumat al demo-ului de astăzi, EventMix vă ajută în principiu să realizați un landing page a evenimentului, deci o pagină de eveniment, 1. 2. Ne ajută pe partea aceasta de e-commerce, cumva, cu vânzarea de bilete și servicii sub diferite tipuri de bilete. Și, bineînțeles, 3, ne ajută să transmitem conferințe video în timp real. Cumva cam astea sunt lucrurile esențiale pe care platforma noastră poate să le ofere. Și nu știu dacă mai sunt întrebări. Sunt câteva întrebări, chiar 4 întrebări avem aici. O să întreb pe Natalia dacă continuăm cu întrebările sau... mergem conform programului pe care l-ai menționat tu privat cu noi. Laurențiu, hai să răspundem întrebărilor ca să nu plecăm tare de la subiect. Mă bucur. Hai. Așa. Deci, prima întrebare. Așa, e de la Florin. Dacă se poate transmite și în formatul potrivit pentru smartphone.
Se transmite în formatul de smartphone, ceea ce nu se poate face legat de partea de smartphone. Nu se poate folosi aplicația ca organizator în ideea de a organiza un eveniment folosind un smartphone. Pentru organizarea evenimentului, organizatorul are nevoie de o platformă desktop, fie de un laptop, fie de un computer desktop. Însă transmiterea se face pe mobil. Ok. Apoi de la Daniel. Câte astfel de mese pot fi create? Aici e vorba despre mesele de networking. Puteți să creați câte mese considerați că sunt necesare. 3, 4, 5, 10, 15, 25 de mese. Avem o singură limită. Limita este legată de numărul maxim de oameni care pot participa cu videoul deschis la o masă, respectiv cum v-am arătat în simularea de mai devreme, în cazul în care eu și Elena eram amândoi cu camerele deschise. Pot intra maxim 15 de persoane la o masă cu videoul deschis, dar numărul este nelimitat în ceea ce privește numărul de oameni care pot să vizioneze discuțiile care au loc la acea masă. Apoi o video. Da. Site-ul poate fi direcționat ca un subdomeniu și Elena deja a deschis subdomeniu. În mare, Elena, te rog, ai legătură. Da, deci evenimentul putem seta pe subdomeniul tău. Setările sunt destul de simple, se fac din pagina de administrare cumva a platformei noastre. E o setare care durează 5 minute, deci e destul de simplu de făcut și da, se poate, se practică și se folosește și o recomandăm și noi. Cumva îl faci pe participant să înțeleagă și să creadă că e la tine pe site și nu că ne folosești pe noi ca și cumva intermediar de creare de eveniment. Deci da, se poate. Așa, și a patra întrebare, Ionuț. În loc de video, poate fi o galerie de fotografii în cadrul standului? Aceste este întrebare referitoare la exact la acest video. Uh-huh. O galerie, adică să, nu știu, ca un carosel, să facem un click pe video practic și să ruleze o imagine una după cealaltă, eu asta înțeleg. În momentul ăsta nu putem să facem, n-avem setată, nu a fost gândit cumva așa. Poate că în viitor ne putem adapta și o putem face ca și un carosel să ruleze imaginile una după cealaltă, dar în momentul de față putem să punem un video sau putem să punem un banner. Deci cam asta. Ca soluție intermediară, dacă îmi permiți, cred că se poate face un video cu softurile chiar free existente la acest moment, astfel încât să se simuleze ideea aceea de prezentare, dar formatul în care să fie urcat să fie acest video, astfel încât să puteți să utilizați platforma chiar din acest moment. Așa este. Și acestea sunt întrebările pe care le-am regăsit eu. Dacă sunt și alte întrebări pe care le aveți, sau dacă vreți să luați legătura live în acest moment cu noi, bănuiesc că microfonul este deschis. Natalia? Da, vă încurajăm și vă îndemnăm să, practic, să-i bombardați pe Laurențiu și pe Elena cu întrebări, pentru că îi avem aici live. Și între timp am încercat să mă pun în papucii unui utilizator și am și eu o întrebare pentru voi, dacă îmi permiteți. Știu că platforma e deplin configurabilă în mai multe limbi de circulație europeană. Dacă nu mă înșel, franceza, spaniola, o să ne mai ziceți voi în care, și mă întrebam dacă vreau să fac un landing page pentru o audiență din România și o audiență care vorbește engleza. Trebuie să fac două landing page-uri sau pot face cumva switch între limbi așa ca platforma să-mi afișeze conținutul în limbile de care am eu nevoie? Așa, la acest moment există posibilitatea doar de a face câte un eveniment per limbă. În urmare, condițiile în care tu ai de organizat un eveniment și se desfășoară în două limbi total diferite, e necesar să organizezi două evenimente. Asta datorită faptului că și videourile la rândul lor vor trebui să fie în două limbi total diferite. Vom lucra la un sistem astfel încât să se poată adăuga subtitrări, ca în momentul în care vrei să transmiți a doua limbă,
să poată să este subtitrările care să se facă în timp real sau aproape în timp real, astfel încât audiența care vorbește engleza, de exemplu, să primească subtitrările în engleză. Și în acel moment o să activăm și opțiunea astfel încât un eveniment să poată fi realizat în mai multe limbi. Revenind la răspunsul întrebării, la acest moment, dacă vrei să faci un eveniment în două limbi diferite, română și engleză, este necesar să organizezi două evenimente în platformă. Mulțumesc, Laurențiu! Și ca și limbi de setup a evenimentului, avem engleză, avem română, germană, greacă, franceză și poloneză. Dacă ajută, am zis. Până să trecem la întrebările legate de costurile de utilizare a platformei, am pescuit eu aici o întrebare care are legătură cu prezentarea Elenei și anume tot domnul Ovidiu Plato ne întreabă cum se face transferul de fonduri pe care organizația le primește. Există un comision, etc. Da, pentru partea aceasta de plată. Folosim tehnologia facilitată de către Stripe. Prin urmare, în condițiile în care doriți să vindeți bilete sau să, de fapt să utilizați tot ce înseamnă modulul de e-commerce, primul pas este să aveți un cont activ pe Stripe. Stripe este o tehnologie care a fost lansată în Statele Unite și activează la nivel global. Este utilizată de cele mai multe magazine online. Ea se conectează automat cu noi, iar în momentul în care se face plata, Stripe o să-și ia comisionul pe care l-au ei pe baza acelei plăți. Noi o să avem o mică parte de comision și restul banilor se transmit direct către voi. Iar acest transfer se face direct, astfel încât banii ajung la voi în timp real și nu se plătesc anumite date. Sper că am răspuns la această întrebare. Da, spunea Ovidiu că cunoaște Stripe, deci cred că a înțeles perfect. Super. Mai avem o întrebare în punctul ăsta de la domnul Daniel Stanciu legată de traducerea simultană. Dacă doriți, Daniel, puteți să adresați dumneavoastră direct întrebarea. Dacă nu, o pot citi eu. Noi ne-am bucurat, iată. Salutare, Gabriela, salutare, Laurențiu. Salut. Nu e clar cum merge traducerea simultană, să zicem că am eveniment română, dar eu fiind ONG am de multe ori finanțatori care înțeleg engleză sau whatever, altă limbă. Și cum fac astfel încât participanții mei să poată face switch între audio română, audio engleză sau așa ceva, cum e pe Zoom acum? Asta e ceea ce spuneam mai devreme, că în acest moment nu există această facilitate. Și datorită faptului că nu există această facilitate, este necesar ca în condițiile în care există două tipologii de audiență, una în limba română, una în limba engleză, să fie create două evenimente diferite. Unul pentru audiența site-uri diferite. Limba română, exact, și unul în limba engleză pentru audiența vorbitoare de limba engleză. Dar feed-urile mele... Pot să fac cumva, nu știu, la PC-ul meu, feed-ul video, să duc în același timp pe cele două site-uri, roșu și engleză? E posibil cu resursele software și hardware externe, în sensul în care, mai mult ca sigur, e nevoie de un studio. Adică elementele acelea, tehnice pe care le-au studioul de transmitere video. Este oameni mai profi, nu... Da. Altfel nu merge. Prin elementele simple de pe un computer nu funcționează, câte știu. Dar nu am întâlnit până acum un astfel de eveniment pe care să-l facem noi. Nu am înțeles foarte clar. Eu acum creez un eveniment și vreau să vorbesc live cu lumea, să fac o prezentare live. Inputul audio și video vine de la Zoom-ul meu, direct de la webcam-ul meu. Noi obișnuiam să facem combinația Zoom cu live pe Facebook și Zoom-ul ne oferea semnalul, dar aici, de unde coleg semnalul? E fix la fel ca și cum transmiți pe Facebook, practic, fix la fel îți ia semnalul. Deci îți ia semnalul de la Zoom, pe audio și că e cameră la fel. Deci, practic, noi preluăm ce faci tu în Zoom și transmitem în pagina evenimentului fix la fel. Cu toate funcționalitățile astea pe care le oferă în plus. Exact. Super. Cam atât, doamne. Mai mult decât atât, avem și o tehnologie a noastră asemănătoare cu cea Zoom-ului, în condițiile în care nu ai un abonament la Zoom și nu dorești să folosești Zoom-ul.
am dezvoltat și noi intern o soluție care să fie folosită astfel încât să nu fie necesar Zoom-ul pentru transmitere, ca și tipologie de software și preluare de semnal. Asta e și mai bine, deci nu mă încurc cu un al doilea soft. Dacă nu ai nevoie, nu. Poți să folosești tot ceea ce este integrat în Eventix. Super, mersi. Pentru lucrul ăsta îți propun să facem un demo dedicat, pentru că e o soluție tehnică care necesită câteva setări și în condițiile în care te interesează, propunerea mea este să-ți arătăm, să-ți facem un demo dedicat pentru această secțiune, cea de transmitere de video în timp real. Mișto, da, da, ținem legătura, vorbești cu colegii și stabilim o întâlnire. Cu mare drag. Mulțumim. Și mai e în chat o întrebare, Laurențiu, legată de existența abonamentelor și care sunt intervalurile de prețuri. Așa, păi în ceea ce privește tipologia de abonamente, există o versiune free până la 100 de participanți pe eveniment. Numare, putem să spunem că este o versiune mai light, în sensul în care nu sunt incluse chiar toate feature-urile, iar evenimentul este limitat la 24 de ore, astfel că nu se poate întinde pe mai multe zile. Iar din punct de vedere al numărului de participanți, acesta este limitat la 100. Tot ce trece de 100 de participanți cuprinde un cost. Acum, legat de tipologia de ce înseamnă costuri, având în vedere că facem un parteneriat, suntem un parteneriat, de fapt, cu TechSoup, toate ONG-urile care lucrează cu TechSoup o să aibă un discount din partea noastră și pentru lucrul acesta o să ne auzim separat. Va fi o ofertă dedicată care va funcționa prin intermediul TechSoup. Și acum, dacă îmi dai voie, intervin eu cu... Da, voi, am văzut ridicată mingea la fileul tău. Cu acea, dacă pot să-i spun promisiune sau lucru important din acest webinar, cum vă promiteam și în invitația prin care vă ademeneam să luați parte la acest webinar, Laurențiu a zis ofertă. Să știți că eu nu vreau să-i zic ofertă pentru că o văd ca pe o... Realmente o văd ca pe o părticică de responsabilitate socială și pe care EventMix-ul vrea să o oferă organizațiilor non-profit, așa că programul ăsta sau părticica asta de responsabilitate sună cam așa. Organizațiile non-profit care participă la webinarul de astăzi, din organizațiile non-profit și din România și din Republica Moldova, pentru că știm că avem reprezentanți din ambele țări, pot aplica pentru un cont gratuit EventMix cu care vor putea organiza și rula un eveniment de până la 2000 de participanți până la finele acestui an. Toate setările și toată chimia și magia pe care o implică customizarea sau individualizarea evenimentului, o să o faceți împreună cu colegii de la EventMix. O să aveți tot suportul lor pe partea asta tehnică și poate mai puțin tehnică. Cum se va întâmpla aplicarea la programul acesta oferit de EventMix? Până la finele săptămânii, după acest webinar, veți primi un mail cu un link către formularul de aplicare la acest, pentru un cont gratuit EventMix. Sunt disponibile, după cum spuneam, 20 de conturi, iar ele vor fi atribuite după principiul primul venit, primul servit. Vă dăm noi de veste dacă ați fost printre primii 20 de solicitanți, așa că nu vă rămâne decât să completați acel formular, va fi unul foarte simplist, fără multe câmpuri de completat și după asta luăm noi legătura cu dumneavoastră și vă punem în legătură și cu Laurențiu și cu Elena. Asta e programelul pentru organizațiile non-profit. Însă pentru că printre dumneavoastră am văzut în lista înregistrărilor că avem și reprezentanți din școli și din biblioteci,
ne-am gândit că nu ar fi corect să fie acest program doar pentru ONG-uri, de aceea dacă printre dumneavoastră sunt reprezentanți din școli, din biblioteci, care își doresc să organizeze un eveniment pe platforma EventMix, ne pot scrie separat, oricând, la support@rontexu.ro, iar noi vă punem în legătură cu Elena și cu Laurențiu de la EventMix. Așa încât să vă ajute să faceți un eveniment personalizat după nevoile personale. Și noi o să vă ajutăm și cu costuri personalizate. Așa cum spuneam și la începutul acestei prezentări, chiar dorim să oferim un suport real și cu cât putem să participăm, vom participa în a vă susține și în a vă ajuta să transmiteți mesajele voastre și a organiza cât mai multe evenimente. În urmare, chiar vă invit să folosiți platforma, ne puneți întrebări și să puteți să dezvoltați cu mai multe evenimente, nu? Laurențiu, eu mă gândeam că poate ar fi util să le arătăm participanților un pic și partea de administrare, să vadă că nu e nimic complicat, cum se individualizează sau cum se creează un landing page, dacă vii comod să arătați partea asta. Dacă nu, așteptăm să mai luăm din întrebări. Cum să nu? Aici o invit și mai departe pe Elena, având în vedere că este maestră de ceremonie în ceea ce privește butoanele și setările. Și da. O să intrăm în zona de dashboard. Da, o să încerc să subliniez cumva ce am prezentat în demo și o să vă arăt cumva fix ce am prezentat în demo pe partea asta de administrare de eveniment. Cumva organizer.evenmix.live este pagina de administrare unde noi intrăm propriu-zis, pentru a ne seta evenimentul nostru. Prima secțiune ar fi partea asta de overview, care practic ce îți arată câte bilete ai vândut, mă rog, nu știu, câte donații ai primit, ce ai cumpărat, ce serviciu ai cumpărat sau ce produs ai cumpărat. Deci cumva e o raportare a tot ce s-a întâmplat pe partea de vânzare de bilete și de înregistrare la evenimentul tău. Inclusiv ai un total de vânzări, ai costul pe care ți-l percepe platforma noastră și profitul net. Inclusiv poți vedea câte bilete ai vândut la evenimentul tău. Mai jos, după cum bine puteți vedea, avem persoanele care au achiziționat biletul la evenimentul nostru, persoane care le poți vedea și pe secțiunea aceasta de attendees, unde îi poți vedea inclusiv cu adresa de e-mail care ei s-au înregistrat. Deci, practic, tu poți să-ți faci un export de participanți pe care, ulterior, să îi contactezi sub diferite forme dacă te ajută. Poți să faci export, poți să vezi detalii despre ei, nume, prenume, adresă de e-mail, din ce companie face parte, ce tip de bilet a cumpărat și când și-a cumpărat biletul. Cumva asta e partea de raportare a achiziției de bilete. Mergând mai departe pe secțiunea de key details, practic aici este numele evenimentului, pe bine, care îmi apare aici. Și cumva vă arăt așa real time cum sunt setate lucrurile. ID-ul eventului, dacă nu ți-l setezi pe subdomeniul tău, poți să-i atribui un ID. Eu i-am atribuit online, pe bine. Voi puteți să-i puneți orice descriere vreți, nu știu, eveniment online 2022 sau orice altceva, după care avem perioada, desfășurarea evenimentului, timpul, dacă vrei să-l pui în engleză, în română, sau, bineînțeles, moneda, dacă ai bilete puse în vânzare. Poate să fie euro, lei, dolar și așa mai departe. Mergând mai departe, cumva, pe secțiunea de reports, aici le vezi sub o altă formă, total de participați înregistrați la eveniment, câți participanți au participat propriu-zis la evenimentul tău și care este procentul între aceste cifre. Acum, eu nu am sume total revenue, nu am total de venituri cumva afișate, pentru că pur și simplu nu și-a cumpărat nimeni bilet propriu-zis cu bănuți. După care ai câteva secțiuni care urmează să fie dezvoltate și care o să le afișăm în viitor. Iar pe secțiunea de speakers, cumva practic de aici începe customizarea propriu-zisă a evenimentului. Tu îți poți adăuga un speaker foarte, foarte ușor. Deci ai butonul acesta de new speaker, faci click pe el, îți selectezi o poză pe
care tu vrei să eu pui speakerului, îi adaugi un nume, poziția, organizația din care face parte, o adresă de e-mail dacă vrei, un short bio, pur și simplu o descriere a speakerului, un long bio dacă e cazul, link-uri de social media, nu știu dacă am un website sau fac parte din firma EventMix, dar vreau să-mi pun și site-ul companiei, îl pot adăuga aici, Facebook-ul la fel, deci le pot popula cu detalii și pur și simplu dau add speaker. Odată ce am făcut click pe add speaker, mi s-a creat automat speaker-ul respectiv. Îl pot muta pe ce poziție vreau eu, m-am pus pe poziția 1, odată ce mă duc pe pagina evenimentului și fac un refresh la pagină, pe secțiunea de speakers, să facem un refresh, ar trebui să fiu deja adăugată ca și speaker. Deci foarte, foarte ușor se pot adăuga detalii de genul și majoritatea sub forma aceasta de adăugare în pagina evenimentului. Deci după cum bine puteți vedea, am fost adăugată, nici nu știu dacă calculam pe secunde, cred că 20 de secunde, nu ți-a mai mult. După care urmează secțiunea de schedule, practic aici este agenda. Mă duc aici pe agenda ca să vă arăt real time. E main stage, adică scena principală și scena secundară. Nu știu, vreau să adaug pe scena secundară încă o sesiune după cea de discuții. Vin aici, pur și simplu fac click și îmi selectez închidere eveniment, mai adaug o sesiune. Dacă vreau să-i pun o descriere mai mare, pot să-i pun o descriere mai mare, mai lungă, în sensul ăsta. Îmi selectez scena, second stage. Aici pur și simplu este o session type, este o setare tehnică de cum vreau să transmit, cum zicea și Daniel. Practic aici eu preiau ce transmit, ce face el în Zoom, preiau de acolo și rămâne sub forma aceasta selectată și mă setez pe mine ca și speaker, după care am orarul de la 3:30 până la 4 și dau confirm și mi s-a adăugat o nouă sesiune pe second stage, care deja mi-a apărut aici. Dacă vin în pagina evenimentului și fac un refresh la pagina, o putem vedea și în pagina evenimentului. Deci toate secțiunile pe care le adaugi, se adaugă sub forma aceasta. Foarte, foarte. Elena, te pot întrerupe puțin? Te rog. La zona de schedule, pot teoretic pe fiecare bucățică din agenda să am câte un signal de video din o dată de la un Zoom, o dată de la un YouTube, o dată de unde îmi trebuie. Exact. Adică nu neapărat de pe YouTube, de unde poți prelua. Poți prelua, de exemplu, din Zoom, din OBS sau din orice alt soft care ne ajută pe partea asta de live streaming. Deci poți prelua de acolo. Sau cum se mai pot seta? Îi, practic, îți setezi o sesiune, nu știu, vrei să pe aceasta de închidere eveniment. Odată ce mi-ajunge participantul aici, dar eu vreau să-l aduc pe secțiunea de networking, practic o setez ca și networking și efectiv, când ajunge pe sesiunea mea, are un buton și îl redirecționează automat către zona de networking. Și, practic, se deschide un fel de table, de discussion. Exact. Hai să o setăm pe asta, să-ți arăt exact. Hai să facem pe asta, să vedem dacă vrea. De la 3, îl punem de la 2:55. O să se suprapună cu cea de deasupra. Hai să vedem dacă se suprapune. Da, se suprapune. O să o pun de la ora 3, că se suprapune cu cea anterioară setată de mine. Și la ora 3 intrăm și o să-ți arăt cum arată. Bun. Hai să vedem ce zice aici. Da. Mi se suprapune una peste cealaltă. Stai să o șterg pe asta. O să o facem de la cap la coadă. Bun. Deci nu ai voie la suprapunere pe acea stage, dar am voie să mă suprapun main cu second. Da, main cu second ai voie, dar pe aceeași cumva are și sens că nu poți să adaugi, să pui doi, știi? În sensul ăsta. Hai să vedem acum dacă vrea. Bun. Deci mi s-a adăugat o sesiune care practic e setată pe zona de networking. Și odată ce va începe la ora 3, o să intru și în pagina evenimentului și o să stăm un pic până se face ora 3. O să-ți arăt efectiv cum se întâmplă.
Deci, practic, dacă mă duc pe secțiunea de Live Now și pe Second Stage, o să intru. Îmi zice că mai am 2 minute până începe. Odată ce am făcut click pe ea, m-a adăugat cumva automat pe secțiunea de networking. Așa au fost setată, știi? Deci, practic, nu transmit acolo un live, dar vreau să redirecționez tot participanții pe ultima sesiune de închidere eveniment, vreau să-i aduc pe secțiunea de networking și atunci ei pot ajunge aici și pot lua loc la masă. Ok, am înțeles. O altă posibilitate este să-ți adaugi pauze între sesiuni, nu știu dacă vrei să ai un break între... Mai să mă duc pe agenda. Da, de multe ori e nevoie. De multe ori e nevoie. Nu știu, uite, am pus un coffee break. Practic, ce se întâmplă? La ora 3 o să mi se afișeze un timer pe video, care o să-mi zică că mai am, nu știu, 29 de minute până la următoarea sesiune, 28 de minute și așa mai departe. Deci, cumva, sub forma asta se pot adăuga sesiunile. Să preluăm ce transmiți prin Zoom, dau un exemplu. Să adăugăm sesiuni pre-recorded, adică care sunt preînregistrate, să adăugăm sesiuni care să ducă participanții pe zona de networking și inclusiv posibilitatea ca ei să-și adauge coffee break, adică să-și adauge pauze între sesiuni. Asta este partea de schedule și o să mă duc un picus pe partea de... Hai să mă duc rapid și pe tickets. Cum îți adaugi un ticket? Ai butonul acesta de new ticket, la fel cum ai avut și pe sponsor și pe agenda, faci click pe new ticket, nu știu, acces, free access și pur și simplu îți selectezi tipul biletului, vrei să le oferi acces online, ce preț, 10 lei și pur și simplu îi dau add ticket dacă nu vreau să fac și alte setări. Inclusiv poți să-ți setezi biletul să îți fie pe toate zilele evenimentului, poți să-l setezi să-l vinzi doar într-o anumită zi sau vrei să le dai acces pur și simplu la cei care s-au înregistrat în ziua respectivă, sau poți să-i dai acces doar pe second stage. Deci poți să creezi tipuri de bilete foarte, foarte, foarte customizabile. Dau add ticket și teoretic ar trebui să mi se adauge free access, acesta e biletul de 10 lei. Dacă mă duc în pagina evenimentului și fac un refresh la pagina, ar trebui să-mi apară. Deci și partea de etichete nu îți trebuie, nu știu ce cunoștințe tehnice, că uite, deja mi l-au adăugat. Asta e toată setarea. Iar ca și zona de networking, că ne întreba cineva la un moment dat câte mese putem să adăugăm, asta e zona de networking, vrem să adăugăm o masă, new networking table, facem click pe ea, câte mese vrem. Eu vreau una, o să-i pun, nu știu, masa event mix și câți participanți vreau la masă, o să vreau 10 participanți, îi dau add table. Odată ce am dat add table, practic mi s-a creat automat masa event mix pe care dacă vreau o pot personaliza, nu știu, să-i pun o imagine de, să vedem în logo, să-i pun logo event mix și dau update table. Practic inițial am avut 3 mese, dacă intru acum în pagina evenimentului, mi s-a setat automat încă o masă. Deci cumva cam astea sunt setările cele mai importante și care vi le-am prezentat în demo. Intru pe zona de networking și deja am masă. Nu mi-e foarte clar cu... Am înțeles cum se creează o masă și principiul, dar eu sunt participant și intru pe o masă. Dacă acolo nu este un organizator, nu știu, care să acționeze pe post de moderator sau să aibă un quiz sau așa ceva, cumva se pot crea și mese 100% pentru socializare. Eu intru și pot să fiu singur și când mai intră altcineva... Să ne vedem, să începem să discutăm pe ce vrem noi. Uh-huh. Deci tu cumva vrei să... Head of table. Uh-huh. Și un fel de private table, adică tu să fii moderator și să le dai acces doar la cei pe care dorești tu să intri acolo. Nu, practic să fie fix o masă 100% deschisă, dar să nu aibă nevoie de cineva din organizator. Și eu dacă intru și nu e absolut nimeni, cum, sunt singurel acolo, dacă mai intră cineva... Deja putem să socializăm, să discutăm. Da, deci... Asta se întâmplă automat. Adică nu trebuie să fie un host sau un admin prezent acolo. Ideea e că în momentul în care tu intri la cea masă și mai intră cel puțin încă o persoană alături de tine cu video și o vedeți, în momentul ăla puteți începe să discutați despre subiectul conferinței, despre subiectul acelei mese, etc. Nu este... Okay. Lucrurile nu sunt limitate de prezența unui admin la acea masă. Ok.
Singura limitare, ți-am și mai devreme, e legată de numărul de participanți care pot participa cu video deschis la aceste mese, respectiv 15. În urmare, se poate avea această discuție, dar cu maxim 15 persoane care au video deschis. Și cei care, dar ceilalți, nu știu, 16-lea poate să intervină cu audio sau doar asistă și până nu iese cineva, poate nu doar poate să vizualizeze ce fac ceilalți și poate să intre în condițiile în care unul dintre cei 15 iese de la masă, poate să ia locul. Ok, asta nu e neapărat un lucru rău, că sunt mai mulți, cu atât haos e mai mare. Da, păi e unul dintre elementele pentru care s-a și făcut această limitare. Astfel încât ca lucrurile să se poată axa și ca mesajele să fie clare și să se poată organiza oamenii între ei. Știu că mai avem o întrebare de la Ovidiu, pe care a adresat-o mai devreme. Uh-huh. Poate platforma comunica mail-urile celor înscriși cu platformele de newsletter? O să integrăm servicii de newsletter, precum Amazon, etc. La acest moment nu se face o integrare de la noi către alte platforme în ceea ce privește partea de newsletter. Puteți să faceți export o bază de date și importul bazei de date în platforma de e-mail pe care o utilizați. Exact, manual. O chestie pe care aș vrea eu să o adaug aici, poate ajută, poate nu ajută, în general ajută. Platforma trimite automat remindere cu 24 de ore înainte de eveniment. Deci dacă eu am venit și m-am înregistrat la evenimentul tău astăzi, dar tu ai evenimentul peste două săptămâni, eu o să primesc reminder înainte cu o zi și înainte cu o oră de eveniment. Fiecare mail pe care platforma îl trimite automat este customizabil, se poate seta în funcție de ce text doriți dumneavoastră să se trimită către participanți, inclusiv va fi personalizat și va avea un buton unde dacă va face click pe el, îl va duce direct pe pagina evenimentului și va fi arătat sub forma aceasta, momentul ăsta, dar ele se poate customiza repet și odată ce faci click, mergi pe pagina evenimentului, te va redirecționa automat. Cât de des ajung aceste e-mail-uri în spam? Noi avem probleme cu e-mail-urile pe care le trimitem newsletter, fost e-mail-chimp și nu reușim să scăpăm chestia asta. Păi nu știu dacă e neapărat de la... Nu știu, deci uite, n-am întâlnit încă situații de la un organizator de evenimente să ne zică că unii dintre participanți a primit mesajele în spam. N-am avut. Okay. Trebuie să testăm, să vedem. Putem să facem un eveniment de test, să testăm împreună și vedem dacă primim reminderele sau nu, știi? Dar teoretic n-ar trebui să intre în spam. Păi cred că cam atât. Acum sunt mai multe chestii care le putem customiza și edita și implementa, dar n-aș intra în toate detaliile, că o să ne lungim foarte mult. Atunci mulțumim tare mult, Elena, pentru cele două demo. Mulțumim, Laurențiu, pentru întrebările pe care le-ai clarificat. Doar vreau să mă asigur că nu mai sunt întrebări dintre cei care nu au reușit să le adreseze sau poate doresc să le adreseze acum live, ca să încheiem acest webinar. Da, cred că Daniel mai are o întrebare. Încă o chestie care îmi stă pe suflet. Noi, fiind ONG, trebuie să împărțim, să categorisim participanții de multe ori după gen și organizație și de aia de fiecare dată customizăm formularul nostru de înscriere în funcție de cerințele proiectului. Și mă întrebam dacă și aici sesiunea de înregistrare poate fi customizată, să-i dau undeva să facă scroll, să-mi bifeze genul. Male, female, prefer not to answer și așa mai departe. Te ajută, Elena, chiar acum live? Da, deci practic din pagina de administrare tu ai un formular cumva by default, cel cu nume, prenume și adresă de e-mail și parolă, după care dacă vrei să adaugi un câmp nou, adaugi new field și poți să-l întrebi efectiv, nu știu, din ce oraș ești, îl pui mandatory și îl obligi să completeze cumva. Sau, nu știu, vrei cu checkbox, din ce industrie faci parte aici. Deci se poate customiza în funcție de cum vrei tu, inclusiv dacă vă ajută, avem posibilitatea să aplaudăm cumva o diplomă și la finalul evenimentului să le trimitem câte o diplomă fiecărui participant.
diploma cumva și o iau din pagina de profil, deci o să mai aibă încă o secțiune cu My Files cumva și odată ce fac click acolo au o diplomă dedicată pentru fiecare care a participat la eveniment cu toate detaliile lui. Încă ceva, nu prea mi-am dat seama de partea de hibrid, cu cât de bine se pupă platforma cu partea de hibrid. Adică dacă am oameni să lăs și oameni online, trebuie să am niște băieți care filmează și se ocupă de transmisiunea video către site, nu? Exact, exact. Da. Pentru partea aceasta de hibrid, sunt necesare două elemente. Unul pe care îl facem și unul care este extern, respectiv ceea ce facem reprezintă faptul că am dezvoltat partea de bilete de acces la eveniment să fie vândută din platforma noastră, se eliberează un QR code și tot prin intermediul platformei se scanează acel QR code atunci când participantul vine la sală. În urmare, tot ce înseamnă vânzarea de bilete de participare și de confirmare este inclusă în pachetul Event Mix. Pe de altă parte, tot ce înseamnă partea tehnică de camere, mixere, internet, achiziția sălii, toate elementele acestea aparține organizatorului evenimentului. Și în condițiile în care se setează toate elementele din punct de vedere tehnic, apoi lucrurile se unesc foarte simplu prin OBS de cele mai multe ori cu Event Mix și din mixul respectiv se transmite semnalul în Event Mix și de aici mai departe către toți participanții la eveniment în versiune digitală. Super. Și o ultimă lămurire, am văzut că trebuie să creezi cont și parolă. N-am înțeles foarte bine, poți să te loghezi și cu doar cu link-ul, gen. Eu dacă îmi bag doar e-mail-ul, după o să primesc un link pe mail. Exact. Și când îmi vine reminder, doar dau click ca un simplu link de Zoom, fără cont. Exact, pentru... exact, exact. Da. Hai să-ți arăt să facem un test. Deci pur și simplu tu ajungi în pagina evenimentului, dai click pe intră în cont, îți adaugi adresa de e-mail și nu îți mai știi parola, bineînțeles, și atunci dai autentificare cu e-mail. Practic ce se întâmplă când vii și faci click aici? În spate se întâmplă niște magii și noi primim pe e-mail o invitație. Odată ce facem click pe invitație, o să intrăm automat în pagina evenimentului. O să arăt imediat, să încarc un pic mai greu, cred că eu am ceva probleme cu tu. Dar în reminder-ul ăla care îmi vine, nu vine un link pe care poți să intru direct? Ba da. Fără să mă fi conectat vreodată, să mi crea vreodată cont pentru acest eveniment. Fără. Super, asta e. Dar dacă tu ai creat un bilet care e paid, nu o să poți, evident, până nu-ți creezi un cont, adică până nu ții bilet, știi? Da, ONG, nu vindem, nu facem profit, așa că nu, okay. Asta sunt pe free. Ok. Îți dă o notificare cum că ți-o trimis pe e-mail un link, vin pe e-mail, intră în contul tău, fă bine, am primit o cerere de autentificare, e un mesaj, clic aici pentru autentificare, odată ce ai făcut clic aici, te loghează automat în pagina evenimentului fără să-ți creezi parolă. Ok. Mesajul ăsta poate fi customizat? Cred că putem să customizăm, da. Da. Deci cam așa e procesul de înregistrare. Super. Personal, mie asta îmi trebuie cât mai simplu și fără bătăi de cap, că oamenii după se feresc. Deci da, se poate fără să țipezi parola. A mai venit o întrebare pe chat legată de faptul dacă se poate integra cu calendarea, adică participantul să pună add to calendar evenimentul. Da, asta cumva am subliniat-o și la început, dar fac încă o dată share. Practic, ai buton de add to calendar aici și ți-l asignezi în funcție de ce anume vrei să folosești. Deci poți să-ți adaugi evenimentul în calendar. Overall, adică tot evenimentul, sau poți să-ți adaugi doar o anumită sesiune în calendar. Vreau să particip doar la închidere eveniment, fac click și îmi setez, vreau prin Google Calendar sau vreau prin, știu eu, ce folosești tu și da, ți se asignează automat în calendar și primești reminder în funcție de ce ai tu setat acolo, 10 minute înainte, cu oră, cu 3. Deci se poate.
Eu n-am mințit deloc când am zis la început de webinar că platforma e uimitoare, are o groază de caracteristici și totul se face într-o formă foarte simplistă și ușor. Mulțumim, da, și ne bucurăm cumva că au venit și întrebări, că cumva ne-au ajutat să completăm poate unele aspecte pe care ne-am intrat neapărat în detaliu. Deci mulțumim frumos de întrebări. Laurențiu, cred că te-am întrerupt, da. Asta vreau să zic, că mulțumesc foarte mult de oportunitate, Natalia și Gabriela. Mulțumesc tuturor participanților, celor care au acceptat invitația noastră. Sper că demo-ul pe care l-am făcut vă ajută să puteți să vă gândiți la organizarea de evenimente și noi să vă fim parteneri în realizarea lor. Tot ce trebuie să faceți mai departe să ne contactați și cu mare drag vom fi alături de voi. Mulțumesc încă o dată și pe curând. Și noi vă mulțumim mult. Tare mult. Și noi vă mulțumim mult pentru timpul acordat. Noi, cei de la Asociația TechSoup, vom reveni către toți participanții webinarului cu acel link către formularul prin care veți putea aplica pentru unul din conturile gratuite EventMix, cu care veți putea organiza un eveniment de până la 2000 de persoane până la finele anului. Însă nu uitați că cu platforma EventMix oricând puteți crea un eveniment de până la 100 de persoane, care are durata de 24 de ore și puteți crea oricâte evenimente doriți cu până la 100 de participanți și veți avea mereu alături pe partea de suport pe Laurențiu și pe ceilalți membri din echipă, Elena și alți colegi de-ai lor. Toate bune vă dorim și oricând apar întrebări legate de programul TechSoup sau de webinarul de astăzi, ne puteți scrie pe adresa aron@techsoup.ro. Super, mulțumim și noi. Zi bună tuturor, da. Vă dorim. Mersi tare mult. Ciao, ciao. La revedere. La revedere. Ciao, ciao.